Este alertă în Maramureș. Polițiștii au amplasat mai multe filtre pe drumurile din județ după ce un deținut al penitenciarului Baia Mare a evadat. Bărbatul lucra în afara penitenciarului înainte de a se face nevăzut. Andrei Naiță vine cu detalii. Andrei, cum a fost posibil acest lucru? Aceeași întrebare și-o pun și angajații penitenciarului, care nu-și pot explica cum a reușit bărbatul să fugă. Nu au detalii nici despre modul de operare, dar nu exclud ca bărbatul să fi profitat de o clipă de neatenție. Conducerea penitenciarului a organizat mai multe echipe de căutare care răsculesc acum zona în care bărbatul a dispărut. Totodată vor fi percheziționate și casele concubinei bărbatului, dar și locuințele celor care l-au vizitat pe perioada detenției. Bărbatul execută o pedeapsă de 3 ani în regim semideschis. Reprezentanții penitenciarului spun că până acum bărbatul nu a mai creat probleme. Mulțumesc pentru informație, Andrei.